Ministerul Afacerilor Interne a declanșat o campanie de conștientizare a electoratului cu drept de vot la alegerile din 5 iunie privind efectele votului multiplu și repercusiunile penale ale acestuia. La intrarea în secțiile de vot și în alte locuri cu vizibilitate de pe rasa localităților vor fi afișate astfel de materiale. În contextul organizării alegerilor locale din acest an, Ministerul Afacerilor Interne desfășoară o campanie de informare a cetățenilor cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot. Totodată, în cadrul acestei campanii au fost tipărite la nivel național 22.000 de afișe, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, fiindu-i repartizate 600 de afișe, care vor fi amplasate în locurile aglomerate, în sediile unor instituții publice cu aflux mare de cetățeni, precum și la intrarea în secțiile de votare. Este vorba despre o campanie considerată de polițiști a fi una extrem de utilă în contextul în care există persoane care, din diverse motive, de regulă partinice sau din interese financiare, își riscă libertatea votând de mai multe ori. Campania este una de informare cu privire la prevederile legale referitoare la alegerile locale, iar pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne pot fi accesate prevederile legale privind contravențiile ce pot fi constatate de angajații, mai cât și infracțiunile prevăzute de codul penal, infracțiunile la regimul electoral. Specialiștii Ministerului de Interne au realizat și un clip video prin care atrag atenția asupra pericolului ca un cetățean cu drept de vot să-și exprime opțiunea electorală de mai multe ori, clip difuzat de canalele media. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Conform prevederilor noului cod penal, exprimarea dreptului democratic de a vota de două sau de mai multe ori sau introducerea în urnă a mai multor buletine de vot constituie infracțiune la legea electorală și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi. La fel de drastic se pedepsește, conform articolului 386 din codul penal, oferirea sau darea de bani ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. De unde concluzia rezultată din înțelepciunea populară că nu merită să-ți bagi pielea la saramură pentru niciun candidat, oricât de mari ar fi interesele partidului pe care îl susții.